Și am decis ca în semn de prețuire pentru eroismul de care ai dat dovadă atunci când ai fost răcită, ăsta, când ai fost rădită, să fii imaginea poliției române la Olimpiada Polițiștilor de la Sydney. A? Mă trimiteți în Australia? Ca șefă de delegație, Afrodito. Hai că dacă acum știi și unde se află orașul Sydney, înseamnă că te-ai refăcut complet. Dar de ce a convocat-o doar pe ea? Și sunt în birou de 5 minute. Doar nu crezi că... Mai știi? Hai mă, ce naiba, că are o vârstă. Da, da, gradul bate vârsta. Și vorba aia, funcția dezvoltă organul. Hai să ascultăm. Domn Chestor, mă simt onorată de încrederea pe care mi-o acordat și promit să reprezint cu maxim profesionalism echipa noastră. Afrodita, sfatul meu este să-ți iei și un ajutor, dragă. Pentru că te așteaptă un drum lung și tu de-abia ai ieșit din convalescență. Și în calitate de șefă o să ai mai multe răspunderi. Hai, te felicit încă o dată. Ce faceți, băi? Nimic să trăiți. Am venit să vă întreb dacă n-aveți nevoie de ceva? Da, de niște polițiști competenți ca să rezolve dosare. Știți cumva vreunul? Bravo, băieți! Deci nu pot să cred, mă, că a pus-o șefă! Nu pot să cred, era rândul meu! Dar de ce m-a schimbat? Că n-am greșit cu nimic! Acum nici nu mai puteți să ne luăm de ea? Că e șefă, nu? E șefă! Chiar nu înțeleg de ce m-a schimbat! Și dacă uită că e șefă, mă! Și dai seama ce moment penibil! Cum îi spunem noi? Șefa! Vedeți că dumneavoastră sunteți șefa! 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 Dar de ce m-a schimbat? Termină-mă cu întrebarea asta tâmpită! De ce? Te-a schimbat și gata! Asta e situația în acest moment! Trebuie să ne concentrăm pe prioritatea ca eu să devin ajutorul ei! Dar de ce să devin tu și să nu devin eu? Pentru că tu ai fost retrogradat, Matrescule! Exact! Am fost retrogradat, dar într-o funcție imediat inferioară! Adică ajutor de șef de secție! Că dacă tot n-am făcut nimic și n-am făcut nimic, de ce să mă pună portarul secției? Matescule, deci a spus clar că ea își alege ajutorul. Înseamnă că ea își alege ajutorul. Bă, înțelegi? Ea își alege ajutorul. Zi după mine. Ea își alege ajutorul. Dar de ce m-a schimbat? Ești ceva! Bă, Chiorete, dă-și mie ziarul ăla să o citare poze. Da. Mersi, bă. Bă! Voi ați văzut că un nesimțit și-a tras mașina pe locul nostru de parcare? Care loc de parcare, pupă, dacă noi nici n-avem mașină, ce să? Păi știi ce, dacă n-avem Chiorete? Asta înseamnă că trebuie să lăsăm de izbeniște locul de parcare la cheremul tuturor tupeiștilor, mă? Păi se învarză, fraiere! Și trage azi, și trage mâini, și astfel dorința-i gata, vorba poetului. E poet? La Eminescu mă refeream, tântălăule. Eminescu a parcat în fața la noi? Pupăză, când o avea noi mașini, adică niciodată, o să-i atragem atenția și liniștim dorința, na? S-o crezi tu, Chiorete? Lumea locurilor de parcare e o junglă! Trebuie să fii fiară, că dacă te simt vecinii că ești slab, o să te sfâșie și o să ajungi să-ți parchezi mașina la 3 km de casă! Hai! Du-te și amendează-l pe nesimțit și pe nemernic cu ăla care... Pupă-să, locul ăla de la stradă nu e parcare de reședință, băi. Ăla e un drum public, ia. Deci nu poți să-l amendezi. Doar să-l rogi frumos să-l mai parcheze. Ce face? Să-l rog? Da. Eu? Tu? Adică de tamai președintele României ajunge să se roage de un nesimțit? De un tupeist? Bine, mă, lasă că o să vorbesc cu un alt polițist ca să-l amendeze, mă. Unul mai competent și mai intransigent, care nu face pe el în pantaloni. Face? Hai, Sitir, că te găsește, dragi. Face pe el, auzi. Târșălos fricos. Vezi, mă, nu poți să te bazezi pe nimeni în casa asta. Tot noi trebuie să rezolvăm problema. Că noi suntem singurii curajoși, nu, mă? Vezi, mă, nu poți să te bazezi pe nimeni în casa asta, mă. Tot noi trebuie să rezolvăm problema, că noi suntem singurii curajoși, nu, mă? Ce? Vezi, mă, tot noi trebuie să rezolvăm problema, pentru că noi suntem singurii curajoși din casa asta, nu, mă? Îmi pare că te repezi.
Exact! Noi suntem siguri, curajos! Păi și o să luptăm noi pentru drepturile noastre, bă! Că trebuie să ne apărăm locul de parcare cu prețul... Cu ce, e cu plată? Nu mă, cum să fie cu plată? Păi n-au zis că domeniul public. Dacă era cu bani, mă mai agitam eu. Trebuie să ne luptăm cu nesimțitul. Să ne luptăm? Exact. Amândoi. Pentru că și tu o să ai nevoie de mașină. Da. Ca să care produse. Să, da. Păi n-ai zis că dacă ești ministrul mâncării, trebuie să iei tot felul de alimente acasă. Să le verifici dacă sunt corespunzătoare calitativ. Și organul lăptic. Exact, i-aduc și organe și lăptic, de toate aduc să crăpăm, noi până crăpăm. Păi și vrei să le car cu cârca, mă? Păi ce ești tu, mă, ești ministru sau ești hamal? Chiar, ce sunt eu, ce sunt? Dita, mai ministru, bă, și nu mai bine le descărcăm direct din portbagaj în casă? Da, da, în casă, ne le... Ca și ar fi și indicat, ca să nu te vadă lumea cărând mâncarea. Ce? Pentru că bizonul e prost, mă. Ce? Adică? Bizonul e prost, mă! A, bizonul, e prost, dă-l-n măsa de prost. Și el nu înțelege că, de fapt, tu îți faci datoria pentru țară. O să creadă că tu faci păgi. Și merită să pierzi locul de bizon ăsta, de ministru, pentru un loc de parcare. Din cauza unui nesimțit. Băga la și măsa, mă, tu să-i ridici ștergătoarele. Ce face? Să-i ridici ștergătoarele. Stai, bă, stai, bă, că asta e frecție la picior de lemn. Da, are picior de lemn, e pirat? E bine, e pirat, să nebunez dacă aș tu. Bă, asta face tot fricosul, bă. Cu nesimțiții trebuie să fii categoric. Noi trebuie să-i dăm un avertisment mai dur, ca să știe că cu noi nu e de joacă. Că ce vrei? Să-i desuflăm roțile? Nu, nu, pentru că atunci chiar o să aibă motiv să nu mai plece de pe locul nostru. Ah. O să-i scriem un bilet de amenințare. Exact. Dar scrii tu, că eu nu știu pe a mare de mână și pe un mic de tipară. Domnica, acum chiar că e musa să mi anulezi certificatul la de Sandilău. Pentru că dacă este pupăsă președinte, și sigur este, eu o să fiu un ministru. Costele, eu bag seama că în ultima vreme chiar îți iei în serios rolul de Sandilău. Deci n-am cum să-ți anulești certificatul. Auzi la el, ministru. O să fii tu ministru când o să fie eu Angelina Jolie. Da, o să fiu ministru, mămică, pentru că mi-a promis pupăsă că mă bag în guvern. Când este el președinte. O să te bage, mă, o să te bage. Dar acolo unde vrea el, tu nu mai ai cum să intri, bă. Că te-ai făcut Dita mai bivolu. Sau, mă rog, a rămas-o destul la domnișoară. Tante la ulei. O să iasă pupăză președinte când o să fac eu nunta cu Brad Pitt. Hai, mă, mămică, încetează odată cu mișturile astea, că e vorba de viața mea aici. O să mă bage în guvern pentru că o să-l pun să-mi dea înscris. Și dacă nu o face, îi ejectez imediat sediul de campanie electorală de la mine din vilă. Sună la Teo și cere să-mi anuleze imediat certificatul de Sandilău, că n-am cum să ocup funcție publică dacă sunt irresponsabil. Ce vorbești? Dar ăștia care ne conduc țara, cum să vă? Chiar este indicat să fii responsabil. Că dacă ești competent și profesionist, nu te lasă colegii, bă, să ajungi la guvernare. Că vede tot electoratul cât de proști sunt ei în comparație cu tine. Mămică, știi ce? Anulează-mi imediat certificatul că... De ce? Nu poți să vinzi casa. Bă, tu crezi că eu m-am rabolit de tot? Deci partea aceea că nu-ți anulezi nimic. Bag eu seama că tu vrei să mă țin continuare irresponsabil. E, păi atunci să mă și comport ca un irresponsabil. Pregătește-te să afli de mine de la știri. Ce faci, mă, măgarule, tu m-ameniști pe mine? Fine, furie, ce să... O cafeluță, Afrodita? Poponeț, cafeaua surescitează psihicul. O căcăuță ajunge. Nu, șefa? Nu e... Nu e corect, Matezule. Nu e corect, nu trebuie să-i spui tu ce să facă. Pentru că știe ea mai bine ce e bine și ce e rău. Că de-aia a ajuns Dita mai... Poponețule, tu o faci grasă pe scumpa și iubita noastră colegă? Se poate, mă? Nu la înfățișare mă refeream, intrigantule. Să nu-l iei în seama, Afrodita, că e încă marcat de ultimele schimbări. Nu sunt marcat deloc și de nimic. Pentru că eu îmi cunosc foarte bine capacitățile și sunt sigur că eu voi fi alesul... Mai bine zis, eu voi fi alesul. Mă lasă nervii. A,
Afrodita, zi-mi ce trebuie să fac pentru tine să ca să-ți arăt că merit. Să-ți dau și un caz de teren, că m-a săturat să stau în secție cu voi pe cap. Doar atât? Îți dau imediat unul, Afro. Îți dau și eu două, îți dau. Cazul de teren, că despre asta era vorba, să nu se interpreteze. Ești mică. Praf te fac, șofico. Chiorete, Chiorete, unde sunt dosarele alea pe care ți le-am dat să-i le dai lui Sofia? Acile aveam, domna, mă pregăteam să-i le dau. Păi, le dai doar pe ăsta, că unul îl dau la Afrodita, mă, că trebuie să facă și ea ceva. Și Sofica muncește prea mult, să nu zică tântișor că o surmenez. Dar nu o surmenați, prietenul, șeful. Fostul șef. Că-s ușoare! Păi, exact, tocmai că sunt ușoare, dar ei le dau ca să obișnuiască și ea, ușor, ușor, cu treaba. Păi, hai mă, frumloc! O să le dau și pe asta, că sunt strâns legate. Auzi? Și abia e liberă, puteți să faceți ce vreți voi. Adică, de fapt, nu puteți. Căci, că te găsește, dragi! Bă-ne simțitule, dacă-ți mai parchezi mașina pe locul nostru de parcare, îți tăi în cauciucurile. Păi nu am mașină, mă, pupăză. Nu tu, mă, celălalt nesimțit. Ah, ăla, da. Ăsta este primul și ultimul avertisment nesimțit patentat ce ești. Ăla nu e. Ba tu? Normal că ăla. Ah, auzi, da. N-ar fi mai bine să nu scriem nesimțit, bă, că poate omul stă numai puțin, să-i scrie numai ne. Auzi, mă, ne! Lasă! Lasă așa! Că dacă el nu e nesimțit, sunt alții care trec prin zonă. Și îți dai seama că o să vadă biletul și în felul ăsta le stopăm din fașă orice intenție de a mai parca aici cu tupeu. Da, mă, dar nu e puțin cam dur termenul? Cu nesimțiți așa trebuie să fii, bă, mărlane, să-i domini! Păi ce crezi, mă, că eu sunt vreun laș din ăla care se lasă călcat în picioare noi de primul venit pe locul nostru de parcare? Uf. Eu sunt justițiarul neamului, mă, sunt neînfricat! Eu sunt... Ia, semnează aici și du-te și pune-l pe parbriz. Eu? Păi normal că tu! Eu l-am scris și tu-l duci ca să ne împărțim sarcinile. Da, mă, dar n-ai zis tu că ești justițiarul neamului neînfricat? Tu trebuie să-l pui ca să-ți consolidezi imaginea, nu? Mărlan, ne pierdem timpul și poate pleacă nesimțitul ăla fără să-i dăm avertismentul. Ia și du-te! Dacă ține cu echipa mea, eu chiar nu-mi permis să-mi pierd suporterii, că nu-ți dă cât vreo 10. Mărlan, nu fii idiot! Cum mai putea să crezi că cineva care stă în Cotroceni ține cu echipa ta când are progresul la doi pași? Hai, du-te și pune-i. Nu pot, mă, că mă fac de rahat. Păi ce n-ai vadita, măi, omul, mă, pachete de mușchi, mă duc să pui bilete în geam ca calașul. Păi eu ar trebui să ies în drum, să-l iau de gâș și să-l fac piftie, mă. Foarte bine, mă, păi așa trebuie să faci. Ia du-te, mă, și fă așa, de ce nu te duci? Păi nu pot, pupăză, că ți-am zis, sunt și eu președinte de club, am o prestanță, o aroganță, o impozanță. Știu cum facem. Ne mascăm, ne punem cagule ceva sau și mergem și îl punem, mă, că n-are de unde să știe dacă îl vede ceva, cine l-a pus, că suntem patru în casă. Să te uiți pe ăsta primul, că e mai important. Dar ăsta e mult mai mișto, e mai, mai documentat. Este exact dacă ce nu mă lăsați, nu o să pot să mă uit pe niciunul. Eu am plecat. Nu, eu am plecat primul. Să știi, eu plec primul, Afrodita. Nu, eu nu mai deranjez. Sau băiat, nici nu ești un agastat, măi. Mă miram eu să încetez ăștia cu avansurile. Mamă, chiar vor să mă termine psihic! Deja ați întrecut orice măsură. Dar ce s-a întâmplat, Afrodita? Încetați cu teatru că sunteți penibili! Nu voi mi-ați băga bilețelele alea în dosare? Ce bilețele? Ei scris bilețele, nemernicule, să te numească pe tine ajutorul ei? Faci manevre pe la spatele meu? Nu i-ai scris, mă, niciun bilețel, ai nebunit!
tu i-ai scris și acum faci pe nebunul ca să te disculpi în fața lui șefa, nu? Adică cum ar veni hoțul, strigă hoțul, a? Cam așa vine. Mateescule, să știi, Afrodita, că nu merită să fie ajutorul tău. Nu merită. Dacă mă iei pe mine ajutorul tău, eu am să te slujesc cu devotament până la sfârșitul vieții. Ce sfârșitul vieții îți vine acum, popolețule? Ce sfârșitul vieții vine? Am înțeles, șefa. Da, șefa, să trăiți. Ne-a liniștit. Șefa? Dar de ce n-aibă îmi ziceți, mă, așa? Păi nu te-a numit domnul Chestor în locul ăsta? Afrodita, iar ai uitat? Hai să-ți amintesc. Mai devreme a fost aici domnul Chestor. Și voi doi ați vorbit ceva între patru ochi aici, în birou. Dar voi de unde știți ce am vorbit? Am auzit întâmplător, mă, Afrodita. Eram așa... Ați auzit foarte prost. Nu am fost numită șefa secției, ci a delegației ce va participa la Olimpiada Polițiștilor de la Sydney. Iar ajutorul pe care trebuie să îl iau mă va însoți în Australia. Te rog eu frumos, ia-mă pe mine ajutorul tău în Australia, pentru că eu de mic copil, de când l-am născut, ce să mai... Vreau să văd opera. Dar eu nu numai că vreau să o văd, dar eu chiar merit să o văd, Afrodita, pentru că eu sunt un tenor desăvârșit. Scala din Milano scrie pe mine. Ascultă-mă. La donna immobile, col più al vento, muta d'accento e di pensiero. La donna immobile, col più al vento, muta d'accento. E ti pensier. Am înțeles că i-au dat dosarele lui Afrodita. Ce salea? Niște bilete de amor. Dar era scrise pentru tine, Șofico. Păi și atunci... De ce le bagi în dostarele lui Afrodita? Dar nu le bagi, mămica, le scoți, că era băgate acolea mai de mult. Cât mai de mult, Chiorete? Tu ai scris bilețele de amor lui Afrodita? Măi, Șofico, stai să te explic. Ce o să ne explici, nemernicule? Toți bărbații sunteți la fel. Șofico, stai, mă! Măi, plăcințico! Plăcințico! Misiune îndeplinită. Ce v-ați face, bă, fără mine? Auzi, bă, eu cred că ăla de aparcat e vreun smaldoi, vreun interlop, ceva. Că altfel n-avea curajul să tragă în fața la o casă unde șea de patru haidamaci. Crezi că a fost o idee bună să-l facem albie de porci? Și ce o să ne facă, bă? Ce o să ne facă? Bă, ce o să ne facă? Vine cu gașca peste noi, că trebuie să-și apere onoarea de Interpol. Nu o să îndrăsnească, bă, să intre peste un polițist. Vezi tu vreun polițist pe aceea pupă, zic că eu nu văz. Și ala o să vii acum, că acum ai pus biletul. Du-te și ia biletul, du-te repede, ia! Ce ai nebunit? Ce, să-ți dau nasă, las cu ăla, să mă crape pe mine? Du-te tu, că tu ai ca gulă. Ai nebunit? Tu vrei să rămână țara fără președinte, să se aleagă praful de ea? Păi și atunci ce facem? O chem pe baba. Pupăză, să nu îndrăznești că rămâne țara fără președinte, la ite să vie interlopii. Păi și atunci ce facem, mă? Păi și crezi că ajută? Sună-l pe Chiorete! Sunt pe Chiorete, n-am! Da. Chiorete, vină urgent acasă, că o să intre peste noi ăla care n-a ocupat locul de parcare! Că i-am lăsat bilet în parbriz ca să se care! Auzi? Și dacă faci, ce că ajută! Hai, Sitir, pupă, să că te găsește, dragi, că eu acelea mă confrunt cu probleme reale. Nu am timp de infantilismele voastre, da? A închis! Mamă! Ia și pune-și tu ceva în geamul ăsta ca să ne ascundem. Hai! Punem ceva în geam, să ne ascundem. Să vede, mă. Tu ăsta, mă, pune altceva! Altceva. Și pe ce să vede? Pune-mă ceva din ce am scos eu acolo! Să-i scos. Hop. Și pe ăsta să...
Lasă-mă, că dacă vede numai atât acoperit, o să zică că suntem săraci și nu mai intră peste noi, n-am ce să-mi ia. Ce să cauți tu, mă, la Jocurile Olimpice? Ai tu spiritul olimpic? Ia zi, cine a fost erou de la maraton? Cine a fost erou? Un erou de la maraton a fost! Bine, mă, atunci zi cine a fost Pierre de Coubertin. Auzi, dar de ce mă întreb? Uite, eu, Goș, de ce? O întrebare trebuie să pun eu, una trebuie să pui tu. De exemplu, acum e rândul meu, dar nu mai... Deci, zi-mi tu, imediat, acum, cine a fost ăla care ai zis tu, care a fost? Pierre de Coubertin. Da, exact. Tatăl Jocurilor Olimpice moderne. Ok, și mama cine e? Cine e, mă, mama? Familia lui? Cum îi chema pe toți? Habar n-ai, mă! Habar n-ai, vezi că habar... Nu e pregătit deloc, aproape, dar nu merită să-l iei pe el la Sydney, pe cuvânt. Nu mai bine vă duelați voi într-un sport ca să vă dovediți aptitudinile olimpice? Ești genială! Mm-hmm. Vezi că ai zahăr pe... Aici, la buză. Mm-hmm. Auzi, tu chiar mergi să fii șef, Afrodita. Ai, mă, curaj să ne duelăm? Ai curaj tu cu mine? Oricând și la orice oră, populețule. Hai să vedem care dintre noi e mai atlet, mă. Mușcă. Nici nu știi să le așez. Una albă, una neagră. N-ai auzit? Păi și eu cum le așez? Ce faceți, mă? Ne-a luat vasul de precauție împotriva nemernicului care ne-a ocupat locul de parcare și i-a pus un bilet de amenințare și acum cred că vrea să răzbune. Ia uzi! Adică tot îl are tu pe o, nu? Hai, lasă că-l învățe minte. A nebunit iepurașul. Lasă zic mersi, că dacă se descarcă ăla pe el, poate trec nervii și noi scăpăm. Corect. Deci, băiețe, ce faci, băi, nebunit? Cine se declanșează război cu interlopii? Păi cine ai adus aici inconștientule că poți să fii acuzat de răpire? Tu vrei să faci pânăie? Cum să fiu acuzat de răpire, bă? Ai uitat că sunt irresponsabil? Poate gestul ăsta în sfârșit o convinge pe mămica să-mi anuleze certificatul de sandilă. Stai dreptul, potol! Așa da. Unde aduci, mă? În beci. Să-l învăț minte să mai parcheze aiurea în locurile noastre. Să zic asta româna că l-am ridicat doar pe el. Că dacă îi ridicam și mașina, mai plătea și amendă 700 de lei. Acum pot să sun pe babă sau vrei să murim amândoi? Și crezi că ajută? Din cauza matale și a interdicției stupide se dă la Afrodita. Păi ce credeai, că o să stea la infinit pe uscat să se uite la mine? E bărbat, are și el nevoi! Și să te ia mai repede de muiere dacă vrea să-ți facă nevoile! Cum să mă ia prea așa pe neve? Fără să știe și el dacă ne potrivim la pat sau nu? Păi crezi că mai suntem pe vremea matale, adică lupa Svantichiorul? Ce lăsași? Când te măritau părinții fără să vezi băiatul. Acum e altceva, oamenii se testează întâi să vadă dacă sunt compatibili sau nu. Că nunta costă o avere și nu-ți permit să te desparți după 2 săptămâni din nepotrivire la pat. Și de unde știi tu că nu te potrivești cu cele de la pat? Păi tocmai asta e, că nu știu. Și ar trebui să știu ca să ne asigurăm că nu aruncăm banii de nuntă pe fereastră. Mai ușor, pupăzelule, că-mi spargi timpanul! Costelușa se chestra pe un nenea și l-a închis în beci. Ce-a făcut? Bre, vorbeai cu mine, lasă-i naibii pe ăia, zi, am voie să fac ce ți-am zis? Și-a făcut și crize. Zi, să se calmeze, că se rezolvă! O supăteau și se rezolvă! Iar mama lui e cartă să-l trăzesc! Bre, răspunde-mi la întrebare! Ok, ok! Dar numai o dată! Ca să verificați compatibilitatea asta, idiotă, sau ce mă bat dracu, vreau ăla! Și după aia, nunta! Imediat! Da, mersi frumos, mă duc să mă pregătesc pentru seara cea mare! Du-te, seara! Alo? Teo! Vreau să-i anulăm imediat certificatul de șandileu lui tantalaul meu! Nu-l anulăm, tanti, cum să nu? Până din seara e gata! Hai, la revedere! Așa! A, naibii vrăjitoare, vrea să mă încerce, crede că s-a întâlnit baba cu proasta. Șeful, ești la fi de șantajist. Lasă-mă!
complet. Stai, dracu, putor. Alo? Gata, e responsabil șantajist. Ți-am anulat certificatul de sandilau. Ai văzut, mămică, că putem să ne înțelegem ca doi oameni normal? Stai, putole. Dar eliberează-o staticul imediat, că vin la tine și praf te fac. Da, mămică, imediat. Numai să se verifice informația. Ce-ar informația, al dracu? Alo? Bună, ia spune-mi. Mi-ai anulat cumva certificatul de sandileu? Normal, mă, Costele. Tanti mi-a zis. Da, hai, pa! Naibii, babă, ce bine imită vocea! Hai, mă! Hai! Hai! Ești liber, bă, poți să faci ce vrei, poți să pleci dacă vrei. Gata, mă, l-am găsit, nu mai căuta. Păi ce faci, mă? Ești liber, n-auzi? Dar fii atent! Să dea naiba să mai parchezi vreodată pe locul nostru, că... Dar eu nici n-am mașină. Cum n-ai, mă, mașină? Păi și atunci ce te-a ridicat ăla? Habar n-am. Eu doar mă uitam la biletul din parbriz, din pură curiozitate, dar l-am pus la loc. De ce l-ai pus la loc, nefericit? Mișcă imediat și scoate-l! Nu, nu. Eu nu mă mai ating de mașina aia. Că aduce-ne caz. Ce mi-ai faci, mă? Ce-am făcut și până acum? Ce-am făcut? Păi nu vezi, mă, că n-ajută degeaba! Încearcă și așa, mă. Mi l-a anulat? Yes! Vă jur! Dacă nu mă credeți, întrebați-o pe Teo. Teo, poți să vii puțin până la noi? Te rog mult. Dar trebuie să vă grăbiți cu actele, că știți cum e, mămica. Aveți avansul? Bună! Bună! Ce? Draga mea, ia zi, mi-ai anulat certificatul de sandiliu sandiliului? Am terminat cu prostiile, că știu că v-a pus tanti să mă verificați. Nu i-am anulat nimic, da? Mm. Ce mă credeți, sinuși gașă? Hai, pa! Atât, da? Dar nu te-ați sunat, mămică, ca să... Așa, nemernicule. Nu! Vroiai să ne trați apă, nu? Treci să mă ajuți. Nu mă bag, dragostea mea! Ce vrei să mă pun rău cu alegătorul? Treci, am zis! Fii atent aici, cu poliția vine. Nino, 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 un viraj, un viraj. Ți-am luat, regele, ești mat, plec la Olimpiadă, la. Ce mat, mă, ce pleci la Olimpiadă, că tu nu știi cum merge calul. Cum adică, mă, nu știu cum merge calul? Calul merge la pas, la trap și la galop. Ai văzut că știu, ai văzut că știu, băi, încunturile. Auziți, mă, băieți, dacă sunteți așa didornici de o confruntare, de ce nu vă înscrieți voi la box? La box? La box? Da. Păi mie cum vine la box? Ia uite, da mie! Eu deja... Afrodita, mi-a hotărât și o să concurăm la box. Bravo, mă, băieți! Îți place, nu? Da. Hai, mă, că dacă era Smart 2, venea până acum. Corect. Plus că n-avea tupeu gogoașe să facă pe erou, nu? Corect. Oare leu, genunchi. Ce ai făcut, Bogule? M-am bătut. Dă una în barbă, dai, directă! Dă-mi la ficat, croșeu! Și-mi sărea apără! Și-mi eu! Că ne vede acum, dai! Ce faceți, bă? Nu făceam nimic, șeful! Ne antrenăm și noi pentru Olimpiada Polițiștilor, că vrem să participăm și noi! Păi așa, haotic, ca pe Maitan? Păi de ce nu mi-a spus că vrei să vă antrenați? Că vă găseam eu un partener de antrenament. Unul care să pricepe. Dar mai întâi trebuie să vorbesc cu Chiorete să văd dacă poate. Chiorete! Mamă, Doamne, îți mulțumesc de când vreau nu să-i tăbăcesc lui ăsta fundul, să-i rup dinții așa. Dar n-aveam cadrul legal. Da eu, hai! Pa, pa, pa! Te
Hai, bă-te mai încet, că doare, mă. Ești protejor. Ce protejor, bă? Hai, mâna, ia, venit, Păi, dar nebe, ce are noi ce s-a echipat? Ce scot eu boxul de-n cap, îl fac să vadă stele verzi, nu de-alea albe, dar are pe mânușii. Mă, băieți, dați-mi voie să vi-l prezint. Nu mai e nevoie că l-a recunoscut pe țărănuși. Ia să vezi ce îți face, voi. Vezi că după ce termin aici o să ai nevoie de concediu medical și eu nu pot să-ți dau decât două săptămâni. Hai, bă, ciocane, unde ai pus balea, că nu le găsesc de lemăsa. Ciocane, cine e ăsta, mă? Campionul național la box. Hai, salut, băieți! Eu eram țărănușul. Aoleu, maestre, pare rău, cred că te-am chemat degeaba. Lăsați, domn Chestor, că nu l-ați chemat, rădăm pomană, că noi suntem cu săteni, ne-am mai văzut de mult, mai schimbăm și noi o vorbă, două. Hai, bă, ciocane, ia zi, bă, când dai și mie un bine la o gară, tata de boss, bă. Păi știu, mă, Ilarie, când îi dai și tu o pălincă de aia bună de la tactă, de îndădeai tu când eram mic. Păi ce mare te-ai făcut, da. Mama, bă, Șopico, lasă-mă să-ți explic despre ce... Să le naibii de explicații. Ne-a dat voie tanti să facem dragoste. Hai, asta vrea să mă bagi în pumnii vrăjitoarei, ca să răzbune pentru bilețelele alea. Mama, măi, plăcințicu, stai, nu te repezi așa că am mutat la zarzăne. Ce-a apucat-o pătătișor să ne dea voie așa dintr-o dată? I-am zis eu că trebuie să vedem dacă suntem compatibili la pat. Ce-o este extraordinar, ăștia din vilă, că se atacază niște interlopi. Mă duc iute să interviu, că e caz grav. Și în altă ordine de idei, să știi că avem tot timpul din lume să verificăm dacă suntem compatibili sau ba. După nuntă! Dacă vrei să știi, pentru mine, mai important și mai important e corazonul, nu patul. De ce așa? Dracușoare, Angelica! Chiorete vrea să verifice, a? Chiorete are nevoie. E pentru minciunica asta, o să fii din nou pedepsită. Ai din nou interdicție, blondo. Și mai mult decât atâta, ai și termen să stabilești nunta! Dacă nu o faci într-o lună de zile, te duc la mănăstire. S-a înțeles? Bă, pupăză, bă, trebuie să ieșim că mie mi-e foame. Stai, bă, aici, bă, că dacă vede mișcare, poate intră. Nu înțelegi, bă, că mi-e foame. Eu pentru mâncare fac moarte, domn. Trebuie să ieșim, bă, ori noi, ori el. Dă-l în masa când o face el pe noi, că cea mai bună apărare e atacul. Da, hai. Cine e? Am venit cu biletul. Ha, cu bine. Hai la ușă, că am o idee. Ce idee? Da, eu dăm noi primii, bă, că dacă eu dăm noi, cade și după aia suntem boieri. Intră! Ah, bă, că tu ești cu biletul? Ciocan, campionul! Băi, ești nebun, ce tare să nici nu dau și cade știa. Chiorete! Păi, Ciocan e consătean cu mine, mă, îl știu de când era el la tătica. De bă, să ținea după noi, că mergeam cu vacile. Ce să-i facem? Mergeați cu găinile la post cu voi. Hai că te găsește, dragi. Apropo, dacă mai vreți bilete la gala de post, să mă anunțați, căci că mai poate să facă rost. Hai, salut, băieți. Bă, am venit să vă zic să stați liniștiți, bă, că nu v-a luat, mă, nimeni locul de parcare. Mașina aia de acolo e unui prieten al meu care a rămas în pana prostului. Și eu am zis să o trag acolo până face rost de bandă benzină. Adică din cauza ta era să murim de inimă, nemernic. Ieși afară! Căsușoare! Exact, sunt ușit. Mă bunii se răsoară. Era să mi-l spulgă.
Chiarete, unde-s dosarele alea pe care am zis că îi le dau lui Sofita? Am spus vreo poantă sau... Mi se pare că e o semnență comică. Te uiți un pic cu ochii așa la mine. Chiorete, Chiorete! Da, nu-i normal. Deci, poate că ești azita, bravo, hai! Muta da cento e ti pensier. Și nu e o... Mulțumesc, mulțumesc! La umplu de la umplu! Și nu-ți permis să te despart după 2 săptămâni din nepotrivire de sex, de la pat. Și tu